Scopul pe care îl avem în această operațiune și este un al doilea pas pe care îl facem în ultimele luni, este acela de a dezinfecta incintele care sunt folosite extrem de des de locuitorii sectorului 4. Și vorbim aici, în primul rând, despre scările de bloc și avem un număr de aproximativ 5.000 de scări de bloc pe care în acest weekend le vom dezinfecta, aceasta pe de-o parte, și pe de altă parte, în următoarele zile, discutăm despre școli. Această operațiune o dezvoltăm sub coordonarea operatorului de salubrizare prezent la nivelul sectorului 4, Rosal Group, împreună cu societatea ADP și cu un operator cu experiență deosebită în aceste operațiuni. La această operațiune vor participa 150 de oameni. Avem câteva zeci de utilaje specifice acest tip de operațiune. Nu se poate realiza fără un aport extrem de important al resursei umane. De aceea, numărul oamenilor, și repet, discutăm despre 150 de oameni pe care îi avem începând din momentul acesta în acțiune, va fi suplimentat în măsura în care nevoile o vor impune, cu încă 200 de oameni. Sectorul 4 respectă întocmai recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, și anume, în privința salubrizării străzilor, aleilor și a spațiilor pietonale, am folosit pe toată această durată detergenți, respectiv în operațiunile de spălare pe care le-am avut. În timp ce, pentru dezinfectarea incintelor, cum este și această operațiune de amploare, am folosit și vom folosi ca substanță activă peroxidul de hidrogen. Proprietățile sale virucide sunt deosebite, este activ pe coronavirus, este o substanță biodegradabilă, nu este toxică și de aceea putem să o folosim la această scară. Spun asta pentru că discutăm despre atâtea mii de incinte, discutăm despre atâtea zeci de școli și inclusiv sănătatea oamenilor. În ultimul rând, toate aceste măsuri au și un alt scop important, și anume protecția mediului înconjurător. Vă asigur că împreună cu Direcția de Specialitate din cadrul primăriei am luat toate măsurile necesare, astfel încât cursurile să se desfășoare pentru copii și pentru profesori în condiții de maximă siguranță. Cel mai important lucru pe care îl avem cu toții de făcut este acela de a respecta regulile. Distanțarea socială este, dacă vreți, regula de bază și vom continua în măsura în care cifrele vor spune acest lucru, vom continua cu toate operațiunile pe care le facem curent. Dacă va mai fi nevoie, vom mai face dezinfecție în toate incintele pe care le avem în sectorul 4, așa cum deja am mai făcut, însă operațiunile de spălare stratală se desfășoară ritmic. Spălarea și dezinfecția mobilierului urban în scurt timp, a locurilor de joacă, întreținerea spațiilor publice care sunt tranzitate de foarte mulți cetățeni, s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla în fiecare clipă.